Alcoolul la volan poate produce în orice moment evenimente rutiere nedorite. Este cazul unui bărbat de 61 de ani din Zalău care a condus sub influența alcoolului și a produs un accident rutier. Inspectorul de poliție Ioana Rus, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ne-a declarat. La data de 28 octombrie anul curent, polițiștii secției 1 Poliție Rurală Zalău au întocmit dosar penal unui bărbat de 61 de ani din Zalău pentru conducere sub influența alcoolului. Polițiștii au fost sesizați la ora 19:10 despre faptul că pe drumul național 1H în localitatea Popeni s-a produs un accident de circulație. În urma constatărilor și verificărilor efectuate de polițiști, a stabilit faptul că un bărbat de 61 de ani din Zalău, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 1H la kilometru 90, într-o curbă la dreapta, a efectuat o manevră de depășire neregulamentară a unei autoutilitare și a intrat în coliziune laterală cu un autoturism care era condus din sens opus de un tânăr de 19 ani din județul Maramureș. În urma evenimentului nu au rezultat victime. Conducătorii auto au fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul tânărului de 19 ani și pozitiv în cazul bărbatului vinovat de producerea tamponării. Acesta avea 0,78 mg per litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală unde au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal și se continuă cercetările pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.